Bună seara, dragii mei! Iată, ne la o nouă întâlnire în cadrul sintetizării cărții cele 15 legi ale dezvoltării personale scrise de John Maxwell. Astăzi suntem la legea modelării. Această lege spune așa: este greu să progresezi când nu ai pe cine să urmezi. Și autorul povestește. În capitolul referitor la legea intenției am scris despre felul în care în 1972 am căutat fără succes oameni cu planuri de dezvoltare care să mă ajute să învăț cum să mi le dezvolt pe ale mele. Așa am ajuns să cumpăr setul oferit de un prieten și am depășit pe calea dezvoltării personale intenționate. Punctul de plecare a fost unul minunat, dar trebuie să recunosc că, într-o primă fază, procesul meu de dezvoltare a fost absent. Învățam încercând și făcând greșeli, evident. Partea pozitivă a fost că dezvoltarea personală a devenit prioritatea mea numărul 1. Învățam cum să-mi aleg cărți de citit, lecții de ascultat și conferințe la care să particip. La început, am avut o abordare de ansamblu. Își făceam orice mă atrăgea, dar nu obțineam rezultatele la care speram. Apoi mi-am dat seama că trebuia să-mi concentrez atenția asupra domeniilor mele foarte forte: leadership, relaționare și comunicare. Din acel moment, eficiența dezvoltării pe plan personal a început să crească. Am mai început să învăț să culeg roadele studiilor mele. Resursele aveau o valoare mult prea mică dacă nu extragi din ele esențialul de care ai nevoie. Asta înseamnă să mă obișnuiesc să iau notițe folositoare, să strâng citate și să reflectez la ceea ce învățam. Rezumam adesea ceea ce am învățat și însemnam punctele cele mai importante pe interiorul copertei cărții. Și am mai presupus să colectez și să împart pe categorii povestiri și citate în fiecare zi. De asemenea, tot ceea ce învățam, aplicam permanent în practică. Toate aceste practici au devenit parte din programul meu zilnic și au continuat să rămână în ultimii ani, în ultimii 40 de ani. Mașina mi-a devenit sală de clasă, unde ascultam casete și mai târziu CD-uri. Pe parcursul studiului meu, biroul mi-a fost încărcat cu cărți pe care le-am studiat. Teancul de dosare era permanent în creștere. Eu mă dezvoltam, calitatea de lider se îmbunătățea și vedeam tot mai multe rezultate în plan profesional. Partea negativă însă este că în acea perioadă mi-am dat seama de ceva. Fără un mentor personal, mă putusem dezvolta doar până într-un anumit punct. Dacă voiam să devin liderul care îmi doream să fiu și eram convins că Dumnezeu m-a creat să devin un lider, trebuia să găsesc modele mult deasupra mea pentru a învăța de la ele. De ce? Pentru că este greu să faci progrese atunci când nu ai exemple de urmat. Aceasta este lecția pe care o învățam dacă depindeam de legea modelării. Pe cine ar trebui să urmezi? Majoritatea oamenilor care decid să se dezvolte pe plan personal și găsesc proprii mentori în paginile cărților, este un loc minunat pentru început. Din această cauză, este și un loc minunat pentru a continua. Încă învăț de la zeci de oameni pe care nu îi voi întâlni niciodată în fiecare zi. Dar în același timp, trebuie să-ți găsești și modele personale. Dacă te urmezi doar pe tine, vei ajunge să-ți dai seama că te învârți într-un cerc și basta. Am avut privilegiul de a intra în legătură cu mulți lideri, al căror exemplu
consideram că merită urmat. Un mentor bun este un exemplu valoros. Devenim la fel ca oamenii pe care îi admirăm și ca modelele pe care le urmăm. Din acest motiv, ar trebui să avem grijă când ne hotărâm să alegem care sunt cei pe care îi rugăm să ne ghideze. Ei nu trebuie doar să dea dovadă de excelență profesională și să aibă calitățile care să ne inspire, ci trebuie să demonstreze ca un caracter care merită admirat și însușit. Mulți sportivi, celebrități, politicieni și lideri de companii ai zilelor noastre încearcă să evite să fie în vreun fel modele atunci când alții îi urmează deja și le imită comportamentul. Ei vor ca oamenii să-și separe comportamentul personal de viața lor profesională, dar o astfel de divizare nu prea poate avea loc. Un mentor bun își afirmă disponibilitatea. Când le sunt celorlalți mentor, ne întâlnim de obicei oficial doar de câteva ori pe an. Oricum, de-a lungul anului petrecem și ceva timp împreună în situații informale. Multe dintre întrebările lor sunt stimulate de acțiunile mele, nu de cuvinte. Și acest gând mă face să fiu mai modest, căci știu că uneori nu corespund idealurilor și valorilor despre care le vorbesc altora. Așa cum am spus adesea, cea mai mare provocare a leadership-ului din punctul meu de vedere, este să mă conduc pe mine, să învăț pe oameni ce să facă e simplu, să le arăți, asta este mult mai greu. Cel mai important sfat pe care pot să-l dau în domeniul disponibilității este că atunci când ești în căutarea unui mentor, să nu țintești prea sus chiar din prima fază. Dacă iei în considerare ideea de a intra în politică în condițiile în care nu ai mai făcut niciodată așa ceva, nu ai nevoie de sfatul președintelui țării. De ce nu ar trebui? Te-ai putea gândi de ce să nu încep cu cel mai bun. Înainte de toate, dacă te afli la început, aproape toate întrebările tale își pot găsi răspunsul la cineva cu 2 sau 3 trepte ierarhice deasupra ta, nu cu 10. Și răspunsurile lor vor fi cu atât mai bune, fiindcă și ei, la rândul lor, au avut de-a face cu ele de curând. În al doilea rând, președinții sau directorii de companii trebuie să-și petreacă timpul răspunzând întrebărilor venite de la oamenii aflați la un pas de a deveni lideri la rândul lor. Nu spun că nu ar trebui să aspiri niciodată către top. Spun doar să petrești cea mai mare parte a timpului cu mentori disponibili, dornici și potriviți nivelului carierei tale. Și pe măsură ce progresezi, găsește mentori adevărați, adecvați nivelului de dezvoltare pe plan personal. Un mentor bun are o experiență dovedită. Cu cât ajungi mai departe în atingerea potențialului, cu atât vei avea mai multe de descoperit. Cum îți dai seama de felul în care să procedezi? Beneficiază de experiența altora. Cum spune un vechi proverb chinezesc, ca să știi ce te așteaptă, întreabă-i pe cei care au fost acolo înaintea ta. Toți liderii sunt influențați de cei pe care îi admiră. Citind despre ei și studiindu-le trăsăturile, un lider aspirant devine capabil să-și dezvolte propriile abilități de a conduce. Un mentor bun posedă înțelepciune. Am auzit la un moment dat povestea unui expert chemat de către o companie să verifice sistemul de producție de la o linie de ambalare care se defectase, așa că totul stătea pe loc.
Când a ajuns acolo, acesta nu avea la el decât o sacoșică. S-a plimbat câteva minute, liniște, în jurul utilajului, apoi s-a oprit. Pe măsură ce se concentra asupra unei părți a utilajului, a scos un ciocănel din geantă și a bătut ușor. Dintr-o dată totul a început să funcționeze, iar el a plecat tăcut. În ziua următoare a trimis o factură care l-a făcut pe manager să o ia razna. Era de 1000 de dolari. În clipa următoare, managerul i-a trimis un e-mail expertului în care i-a scris: "Nu voi plăti această sumă exorbitantă fără ca ea să fie detaliată și explicată." Imediat a primit o notă de plată conținând următoarele cuvinte: "Pentru bătutul cu ciocanul pe utilaj, un dolar. Pentru faptul că am știut unde să bat cu ciocanul, 999 de dolari." Aceasta este valoarea înțelepciunii. Mentorii înțelepți ne arată adesea unde să batem. Înțelegerea lor, experiența și cunoștințele pe care le posedă ne ajută să rezolvăm problemele pe care altfel ne-ar fi foarte greu să le depășim. Oamenii înțelepți folosesc adesea doar câteva cuvinte pentru a ne ajuta să învățăm și să ne dezvoltăm. Ei ne deschid ochii către lumi pe care altfel nu le-am fi văzut fără ajutorul lor. Ne ajută să trecem prin situații dificile. Ne ajută să vedem oportunități pe care de altminteri le-am fi ratat. Ei ne fac mai înțelepți decât vârsta și experiența. Un mentor bun oferă prietenie și sprijin. Lucrurile extraordinare se întâmplă atunci când încetăm să ne privim drept darurile lui Dumnezeu pentru ceilalți și începem să-i vedem pe ceilalți ca daruri ale lui Dumnezeu pentru noi. Un mentor bun este un coach care schimbă viețile oamenilor. După părerea mea, un coach bun are cinci caracteristici. Îi pasă de oamenii pe care îi îndrumă, le observă atitudinea, comportamentul și performanța, ține cont de punctele lor tari pentru a atinge culmile performanței, comunică și dă feedback la performanță, îi ajută să-și îmbunătățească viața și performanța. Indiferent cine ești, ce ai realizat, cât de jos sau cât de sus te-a dus viața, poți beneficia de pe urma faptului că ți-ai găsit un mentor. Dacă nu ai avut niciodată unul, habar nu ai cât de mult îți poate îmbunătăți viața. Dacă ai mai avut mentori, atunci știi deja și ar trebui să începi să transmiți asta devenind tu un mentor pentru ceilalți, deoarece știi că e greu să îmbunătățești atunci când nu te ai decât pe tine de urmat. Cum aplici legea modelării în propria ta viață? Găsește un mentor pentru pasul următor. Gândește-te la nivelul la care te afli acum în cariera ta și la direcția în care ți-ar plăcea să te îndrepți. Caută pe cineva pe care să admiri, care se află la 2-3 pași înaintea ta pe aceeași cale. Această persoană nu ar trebui neapărat să fie în organizația ta. Caută calități necesare unui bun mentor, un exemplu valoros, disponibilitate, experiență dovedită, înțelepciune, dorință de a sprijini și aptitudini de coaching. Dacă acestea sunt prezente în acel individ, cere să-ți fie mentor. Ai modele pe care le observi de mai mult timp, le urmezi și de la care înveți
și de la care înveți, oameni care îi poți oferi sfaturi referitoare la imaginea de ansamblu a vieții și a carierei tale, sau încerci să progresezi de unul singur. Dacă nu le-ai cerut altora să te ajute în călătoria ta, e vremea să o faci. Cei mai mulți dintre noi încep prin a căuta modele valoroase de urmat, citind despre ele în cărți. Începe așa. Dar nu rămâne la acest stadiu. Caută oameni care îți vor face loc în viețile lor. Și fiindcă tot cauți modele și mentori, vreau să-ți ofer un sfat. Deseori, oamenii arată bine de la depărtare, dar când ajungi să-i cunoști, descoperi trăsături pe care nu le admiri. Dacă ți se întâmplă acest lucru, nu le permite să te descurajeze. Sunt o mulțime de oameni în jur care chiar dau dovadă de integritate și care merită să fie respectați și urmați. Continuă să cauți și vei găsi. Aceasta a fost pentru seara asta, dragii mei. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper că v-a și plăcut. Ne întâlnim curând și, ca de obicei, vă urez o seară minunată. La revedere! Mulțumesc!